Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Contraatac, sărbătoare mare în dealul Copoului, duminică seară la fluierul final al ultimului meci din cadrul play-out-ului sezonului 2023-2024. Politehnica Iași a reușit performanța de a se salva direct de la retrogradare, a încheiat cu emoțiile și poate intra liniștită în vacanță și bineînțeles se poate pregăti în tihnă pentru următorul sezon pe prima scenă a fotbalului din România. Pentru a vorbi despre sezonul care tocmai s-a încheiat, despre tumultul de final, dar și despre bucuria de după ultimul fluier al arbitrului, l-am invitat alături de noi în această după-amiază pe președintele executiv al Politehnicii Iași sau managerul executiv al Politehnicii Iași, Florin Briaur. Bun venit, Florin, și felicitări! Bună ziua, Hristos în viață, luna Laura! Mulțumim foarte mult pentru felicitări! Un final de sezon intens trăit de noi, acum două etape, probabil mulți ne vedeau deja îngropați, dar iată că am reușit cu perseverență, cu atitudine, cu am strâns rândurile cu toții și am reușit să obținem două victorii care ne-au, până la urmă, ne-au propulsat pe locul 12, loc care ne asigură până la urmă liniștea, așa cum spuneai și tu, spre finalul sezonului. Nu mai avem de jucat niciun meci, am scăpat și de acel baraj, unde într-adevăr echipele de primă ligă au clar prima șansă, dar se poate întâmpla orice, este fotbal, se poate întâmpla orice. Mă bucur foarte mult că am reușit să încheiem sezonul acasă cu o victorie, să legăm și noi pentru prima oară două victorii în acest sezon și dacă am fi legat probabil mai demult două, trei victorii, cu siguranță n-am mai fi fost acum, n-am fi trăit finalul de sezon cu sufletul la gură. A fost o tensiune foarte mare, într-adevăr o presiune foarte mare și pe noi și pe băieți. Mulțumesc foarte mult publicului care a venit alături de noi, aproape 10.000 de oameni au fost în Copou, au strigat Iașul și această victorie este a lor, am scris-o și eu. Pe Facebook am postat, este victoria oamenilor care au crezut în această echipă și care le mulțumesc public încă o dată și o voi face tot timpul pentru că au fost lângă echipă atunci când era cel mai greu, așa cum trebuie să fie un suporter după părerea mea, să fie lângă echipă mai ales când este greu. Mulțumesc că avem niște suporteri fantastici la Iași și indiferent că au fost sau nu s-au construit în galerie, au venit la stadion, ne-au susținut tot timpul, dar de multe ori chiar și noi eram poate mai supărați decât au plecat ei de la stadion pentru că am avut parte tot sprijinul lor, nu putem să ne plângem, n-au înjurat jucătorii, n-au scandat demisia, n-au, cred că o singură dată mandatul lui Leo s-a auzit s-a foarte puțin, odată, da. Foarte puțin, dar în rest la ce prestații am avut noi în anul de meciuri, trebuie să recunoaștem că am avut câteva meciuri care nu ne-au ieșit deloc, putea să iasă mult mai rău. Într-adevăr, un meci extrem de disputat aseară în dealul Copoului, cu multe, multe ocazii de ambele porți, pentru că nici petroliștii nu s-au lăsat mai prejos, au introdus echipa cea mai bună pe teren, aveau, din ce am înțeles, și un obiectiv, acela de a se clasa cu o poziție mai sus decât au terminat, existau și niște prime consistente, așa că nu au venit în vacanță, așa cum se spunea, în dealul Copoului, ci au venit cu o miză foarte clară, da, pe care n-au reușit să o atingă. Dacă Ucluj ar fi pierdut la Voluntari și Petrolul câștigat la Iași, terminau un loc în sumă în clasament și mi-au luat 100 ceva de mii de euro din drepturi TV. E clar o miză foarte importantă și pentru jucători și pentru orice club. Până la urmă însă cred eu că atitudinea băieților noștri, determinarea lor și tactica pusă la punct de Toni împreună cu staful lui au fost hotărătoare în acest meci. Nu pot spune că am avut o repriză, prima repriză senzațională, dar am încercat în primul rând să nu luăm gol și apoi să replicăm în atac prin și am avut câteva acțiuni bune, a avut Ștefanović acea ocazie singur cu portarul, apoi Buș, Betaieb, Roman. Până la urmă, important este că am câștigat. Repriza a doua mult mai bună, cel puțin primul sfert de oră foarte bun. Silvica ne-a scos din nou, a respins un șut foarte bun al lui Sergiu Hanca, după care cred eu că am intrat în controlul partidei, 20 minute am fost la cârma jocului, sigur, ulterior am făcut un pic pasul înapoi și a fost scenariul ideal că am putut să ne uităm la, mai liniștiți un pic, să ne uităm și la celelalte rezultate. Până la pauză nu m-am interesat foarte mult rezultatele. Am și spus în lojă, când suntem colegii mei, că nu vreau să aud, nu mă interesează rezultate, dar erau colegi de acolo de mei care îmi spuneau oțelul 1-0, oțelul 1-0, Ucluj 1-0 la Voluntari. Numai noi nu dădeam gol și îmi spuneam, băi, degeaba să dau golul de acolo, când dăm noi gol. Hai să dăm noi gol, se poate întâmpla orice în fotbal. Și slavă Domnului, am reușit să câștigăm și să terminăm un sezon istovitor. Cred că a fost unul din cele mai echilibrate sezoane în fotbal românesc, poate știi tu mai bine. Nu cred că nu de când cred avem că sistemul de cu play-off și cu play-out, n-a existat o asemenea, la ultima etapă, să fie 5 echipe care pot retroda oricând și 5 care, care s-au salvat deja. Deci, până acum, sezonul trecut a fost Mioveniu, care a căzut multe etape înainte. Și cu două sezoane înainte, Gaz, Metan, Media, așa, adică se cam știau. Clinceniu cu încă un an înainte. Că s-au știut lucrurile astea. Sezonul ăsta a fost foarte, foarte echilibrat și de aceea, probabil, și bucuria e cu atât mai mare cu cât am reușit
să terminăm pe locul 12. Până la urmă, acesta a fost obiectivul nostru, locul 1-12. Mi-aș fi dorit să nu avem emoțiile de final, să-l bifăm mai repede, dar totul e bine când se termină cu bine. Acum ne trebuie și nouă câteva zile să ne tragem sufletul un pic. Trebuie să te întreb, te-ai așteptat la 2 goluri în 2 minute? Pentru că a fost așa spectaculos. Nu. Nici n-a apucat lumea să termine de strigat gol la primul gol și a venit deja al doilea. Recunosc că mi-am dorit tot timpul și am spus, hai să vedem și noi un meci în care să nu tremurăm până la final. Și cred că este singurul meci în care n-am tremurat până la final. Bine, mai putem spune că a fost meciul de la Sepsi, că nu mai aveam nicio miză la final, că era 5-0 de rost, 6-0. A fost la final, dar era 5-0 spre final și nu mai aveam nicio miză. Putea tremura cel mult nu de mai nervi. Aveam, exact, doar de nervi. În rest, n-am avut niciun meci în care să, pe care să-l câștigăm la 2 goluri diferență și de maniera asta încât nici Petrol n-a mai avut forță și creeze foarte multe ocazii. Am închis foarte, foarte, foarte bine jocul. A fost ca o surpriză pentru mine. Primul gol nici nu m-am bucurat pentru că mi s-a părut că Freșnic n-a fluierat gol. Colegii mei din lojă săriseră în sus de bucurie, am spus, stai să văd că nu fluieră gol, era poziția lui total ciudată, era rămas la fază, probabil aștept la să-i comunice în casă dacă a fost sau nu ceva acolo la golul Itu. Până la urmă a fost un gol valabil și mă bucur foarte mult că, și pentru Cătălin Itu, pentru că avea nevoie de o injecție de moral după un sezon în care ba a fost pus pe transferul, ba a revenit, l-a reevaluat Leo de vreo 2 ori, iar acum iată cu Toni a și șucat și mă bucur că a dat și gol. Și apoi a venit golul 2. N-avea ce să mai întâmple acolo, că am și spus cu varul acesta ne-a nebunit. La Sibiu, la golul Alin Roman, am sărit, ne-am popat toți, am îmbrățișat Cornel Schweitzer cu Dan Cojocaru, eram acolo împreună și ca să ne dăm seama că, de fapt, golul a fost unul. Nici prin capul mi-a trecut că ar putea fi offside. De fapt, fusese offside la Harrison, la faza dinainte. Și cu varul ăsta nici nu știi dacă te mai bucuri sau nu te bucuri, să aștepți să termini eu aia și după exact. Aia. Exact. Și după aia, până la urmă te și scoate de multe ori din situații multe ori, dificile. Așa este, așa este, nu. Adică e cumva, se compensează cumva. E, și normal, până la urmă nu ne place nouă când ni se anulează nou un gol marcat din nostru. Când se anulează adversar, ne place. Varul este un sistem care e foarte bun și e normal să fie așa pentru că chiar și cu sistemul acesta vezi că toți se mai trag liniile strâmb, ciudat uneori, dar aminte fără var. Nu? E foarte bine că avem var și chiar dacă ne și costă, pentru noi ca și club îl plătim câteva zeci de mii de euro pe an, din ce știu eu, pentru VAR, nu mai știu cât am plătit acest sezon, dar cred că sunt undeva la vreo 70 de mii de euro ne costă VAR. Până la urmă e o investiție care se justifică și care își scoate banii, având în vedere că, iată, poate aduce o salvare directă de la retrogradare, de ce nu? Așa-i. Printr-un simplu gol anulat sau bifat, se poate întâmpla acest lucru. Bun, s-a terminat sezonul, vă bucurați 2-3 zile și apoi ce faceți? Renuiți contractul lui Toni da Silva. Cu siguranță. Asta am și Cornel a și discutat cu el, am avut și o discuție aseară cu Toni după meci, azi noapte chiar după meci, ne-am mers și am sărbătorit împreună câteva ore cu băieții la un restaurant din Iași, așa ad hoc ne-am hotărât, hai să ieșim împreună, a trebuit să deschidem un restaurant ca să putem găsi undeva meciul final 21-30, dai seama, am stat la 1 noapte acolo. E bine că aveți prieteni. Avem prieteni și ne-au ajutat și chiar îi mulțumesc că prietenul meu care ne-a deschis restaurantul, nu-i dau numele și ca să ne fac reclamă și am discutat și cu el, își dorește foarte mult să rămână la ea și asta a fost și convenția noastră de când a venit, dacă salvează echipa să continuăm cu Toni da Silva. De altfel, dacă ferească Dumnezeu s-ar fi întâmplat să retrogradăm, era o variantă pe care o luam în calcul chiar și așa să continuăm cu Toni, pentru că practic el n-a avut decât 7 meciuri la dispoziție, n-a avut timpul necesar să-și impună un stil de joc, o filozofie de joc. El practic a trebuit doar să preia o echipă din mers, să ridice moralul jucătorilor. Asta și a fost argumentul nostru când l-am adus pe Toni, să ridice să fie mai apropiat de ei, să nu fie la fel de strict ca Leo, la fel de rigid ca Leo. Nu înseamnă că asta nu-i bine, dar în plin sezon, într-un moment de criză, trebuia să luăm o situație, să găsim o soluție de criză. Și Toni a fost o soluție până la urmă că a dobit a fi câștigătoare. L-am felicitat și pe el, felicit și public, merită toate laudele noastre, s-a implicat trup și suflet, oră de oră, minut de minute sau la stadion cu băieții și a reușit să ridice moralul unei echipe care era blocată la acel moment. La momentul meciului de la Botoșani și după înfrângerea de la Galați, apoi a urmat înfrângerea de la Botoșani, o echipă într-adevăr blocată din punct de vedere psihic și cred eu că am reușit să-i deblocăm pe jucători, chiar dacă nici meciul Craiova n-a fost cel mai bun, după care au mers, au urmat meciuri bune, au urmat și 2 meciuri mai proaste, meciul de acasă cu UTA, deși o primă repriză bună.
și cel mai prost meci din mandatul lui Tone la Ucluj. Nu aveam voie să nu luăm măcar un punct, pentru că nici Ucluj nu deborda de formă sau sportivă. Chiar dacă o echipă mult mai experimentată, care mai rutinată, cu jucători mai valoroși decât ai noștri, trebuie să recunoaștem, dar nu au prins o zi bună nici atunci. Noi am prins o zi execrabilă. Până la urmă, eu cred că în afară de FCSB, vorbind despre clasament per ansamblu, în afară de FCSB, care a dat dovadă de consistență și de consecvență în întreg sezonul de Superligă, mă refer și la sezonul regular și la cel de play-off, nu cred că a existat o echipă în România care să fie consecventă. Și cred că și de asta s-a ajuns în situația asta a distanțelor foarte mici dintre echipe în clasament, pentru că au existat oscilații în ceea ce privește orice echipă. Și țin minte că inclusiv fotbaliștii celor de la Politehnica Iași au spus în nenumărate rânduri la interviuri faptul că oricine poate bate pe oricine și e un campionat deschis oricărui rezultat. Așa este. Și s-a văzut că așa a fost și în play-off și în play-out. Oricine a putut bate pe oricine. Iar Dinamo a bătut pe UTA, Dinamo era ultima clasă, penultima clasă, l-a bătut prima clasă din play-out, nu mai spune Rapidul ce a pățit în ultimele etape. Să știi că de multe ori m-am gândit că dacă eram play-out, Doamne ferește! La ei se poate vorbi de o consecvență, da. Pierde puncte, că au luat numai un singur punct. Ce înseamnă fotbalul? Investiții foarte mari făcute de Dan Șucu, atmosferă senzațională, suporteri și ajungi în situația în care practic să... E un singur punct. Mai au un meci, poate, poate. Mai au un meci. Poate, poate cu FCSB-ul să facă 4. Într-adevăr, oscilații multe. Poli Iași, când a fost în play-off, tot 4 puncte a făcut, dacă cam așa, nu mai știu. Cred că am bătut pe FCSB și am făcut egal cu CFR Cluj. Primele două clasate atunci, deci campioana și vicecampioana. Și așa este, oscilații mari de formă, un campionat echilibrat, în care, într-adevăr, s-au pierdut foarte multe puncte. De dovadă sunt și puține puncte. Se ne-am salvat, noi ne-am salvat practic cu 27 de puncte. Dacă nu mă înșel, noi avem 27 de puncte acum. Sezonul trecut s-au salvat cu 32 de puncte echipele. Deci, practic, echipa de pe locul 12 sezonul trecut a avut 32 de puncte. Deci, iată, 5 puncte care mai puțin, pentru că s-au pierdut punctele între echipele din subsolul clasamentului. Oricine a putut să învingă pe oricine, oricine a putut în același timp să piardă cu oricine. Slavă Domnului că noi am terminat pe plus, am câștigat mai mult decât am pierdut. Am primit de dimineață multe mesaje în care suporterii mă întrebau ce se va întâmpla în ceea ce privește lotul de jucători, pentru că bineînțeles că vor exista și plecări și veniri, așa se întâmplă de fiecare dată, mai ales în vară, în iarnă se întâmplă mai puțin, dar în vară, într-adevăr, sunt schimbările majore. Pleacă jucători, vin jucători, ați pus ochii pe jucători, de ce nu de la echipele direct retrogradate, pentru că există jucători interesanți și la FC Voluntar și la FC 1948 Craiova. Nu puteam ști până aseară, nu puteam ști că nu știam echipe retrogradate, eram și noi în pericol de a fi retrograd. Cu siguranță în această săptămână o zi, două avem nevoie de un pic de liniște, atât timp cât și Toni să-și poată tragă sufletul, să-și facă și el un pic, să-și creioneze strategia, filozofia. Mai pleacă în Portugalia sau rămâne? Mai rămâne câteva zile, va veni și Cornel să avem o discuție între ei pentru a găsi cele mai bune soluții, pentru a stabili băieții vor pleca în vacanță de astăzi, e clar. Urmând să revină probabil să 3 săptămâni, vom creiona mâine, poimâine și programul exact al echipei, după care cu siguranță vor fi plecări de jucători, vor fi venit de jucători. Nu pot să dau nume acum pentru că suntem într-o procedură de evaluare, vom evalua exact și chiar nu ne-am concentrat pe asta, pur și simplu ne-am concentrat doar să câștigăm meciul cu ultimele două meciuri la Hermașta și acasă cu Petrolul, pentru că strategia ne făceam în funcție de liga în care eram. Dacă ferea să menționăm în liga a doua, e clar o altă strategie. Așa fiind în Superligă, cu siguranță lotul trebuie întărit. Asta este evident pe toate posturile. Poate mai puțin în poartă, unde dacă reușim să-l păstrăm pe Silvică, cred eu că suntem foarte bine acoperiți. În rest, e clar că în toate compartimentele, defensiv, ofensiv, extreme, ne-ar trebui întărit. Dar n-aș vrea, încercăm ca în acest sezon să nu aducem foarte mulți jucători, pentru că în această pauză competițională, pentru că am tot schimbat în ultimii 3 ani loturi întregi de jucători. Au venit 20, au plecat 20. Când am preluat în 2021 mandatul la Poli, mai eram 3 jucători, am adus 20. În sezonul următor au plecat 20, am adus alți 20 și așa mai departe. Am rotit foarte mult și de asta poate și lipsa de rezultate în acest sezon, pentru că am avut un lot total remaniat. Cu un lot am promovat, cu un alt lot terminăm sezonul. Până la urmă există diferențe între Liga a doua și Liga a întâi. E normal să se întâmple astfel de remanieri. Dar acum, fiind aceeași ligă, discutând despre același... De așa, n-aș vrea să aducem foarte, foarte mulți jucători.
De aici încolo vom stabili strategia, urmând până pe la finalul acestei săptămâni, să creionăm exact liniile pe care vom merge. Sigur, sunt jucători interesanți, spuneai și tu, nu ne permitem să depășim foarte mult bugetul salarial. Nu va fi simplu să transfer de la FCU Craiova, de exemplu. Sunt jucători foarte valoroși. FCU Craiova, după părerea mea, e loc de play-off. Din păcate, problemele de management de acolo au adus această echipă într-o situație în care nu credea nimeni. Dacă întrebam la începutul sezonului, retrogradatele, cu siguranță FCU Craiova nu era printre ele. Putea fi Voluntari, putea fi Iașu, Galațiu, Dinamo, erau toate. Botoșani, poate nici Botoșani, cu Botoșani avea aspirații europene la începutul sezonului. Teoretic, da. La începutul sezonului. Și atunci, dar uite că FCU Craiova m-a ajutat o situație dezastruoasă, nu că mi-ar părea rău pentru ei, Doamne ferește, mi pare bine pentru mine, întâi de toate pentru noi, pentru echipa Iașului. Într-adevăr, însă, e greu de dus jucători de acolo, nu sunt salarii foarte mari, nu sunt salarii pe care să ne putem permite noi și nici nu vom dori niciodată, încercăm să păstrăm un echilibru la nivelul salariilor, pentru că nu e normal ca un jucător să câștige dublu sau triplu cât au ceilalți jucători, pentru că atunci rupi echilibru din vestiar și nu asta este intenția noastră. Vom încerca să ne orientăm și pe piața portugheză, sunt convins că Toni are deja câțiva jucători pe care, de altfel, și la Oțelul Galați sunt câțiva jucători care sunt recomandați de Toni de la începutul sezonului. Dorin Munteanu a lucrat cu Toni la CFR Cluj, se știu foarte bine. Și chiar recomandă câțiva jucători, Teleș, dacă nu mă înșel, Masil, sunt recomandați de Toni. Cu siguranță vom merge în filiera portugheză, aducem 3-4 jucători din Portugalia, dar nu încercăm să vedem români, poate găsim, poate un under, dar deocamdată n-am creionat nimic. Gândiți-vă că avem câteva ore. 16-20 de ore de când câteva ne-am ore, salvat, da. Și abia acum încercăm și noi să pregătim pauza competițională așa cum se cuvine. Va fi trebuit și un stagiu de pregătire, dar în câteva zile vom avea mai multe informații. Te întreb despre un singur nume pe care deja îl aveți în curtea voastră și despre care cu siguranță suporterii ar vrea să audă că va continua. Luca Mihai. Luca Mihai este împrumutat încă un an de la CFR Cluj. Dar CFR Cluj are clauză, prin care opțiune, prin care îl poate lua în această vară dacă dorește. N-am avut încă nicio discuție cu cei de la CFR Cluj, urmează să avem. Sper să-l lase, pentru că lui Toni place foarte mult Luca Mihai. De aia Toni, după meciul cu Dinamo, și-a spus, sunt supărat că l-am pierdut pe Luca Mihai. Pentru că înfrângerea, am jucat bine, am pierdut nedrept finalul meciului cu acele erori mari de arbitraj. Erori, spun acum erori. Că sunt fost erori foarte grave. Foarte grave de arbitraj, deci nu... nepermis ce s-a întâmplat la acel meci, dar el era mai supărat că l-a pierdut pe Luca, a pierdut un jucător și, într-adevăr, Luca ne-ar fi ajutat foarte mult în acest a fost șansa lui Ștefanović, care, iată, a profitat de ea, a dat și gol cu Voluntariu, el a jucat foarte bine pe un post nou pentru el, de mijlocaș dreapta, el este, în general, fundaș stânga sau mijlocaș stânga, dar pe la vaslui de unde vine el, de la domnul Clacea, a mai jucat și vârf, așa că nu e niciun fel de problemă, dar un jucător în care noi ne punem toată încrederea. Pentru că este ieșean de al nostru și un copil foarte bun, foarte serios, foarte muncitor. Sper să rămână cu picioarele pe pământ, a fost și la lot, îl vom susține să meargă în continuare la lot dacă va fi cazul și eu sunt convins, am încredere că și el și Luca vor continua în Copou. El, e clar că va continua în Copou, Luca, sper să nu le ia CFR Cluj. Copilul își dorește și Luca își dorește să rămână la Iași. Spun copil că e under, nu că ar mai fi copil, că are 22 de ani, dar... Dar tot un chip de copil. Tot un chip de copil, așa este. Și am apreciat foarte mult faptul că a venit ieri, am vrut să facem o surpriză suporterilor, o surpriză băieților. A venit în vestiar, băieții când s-au întors la pregătire, la încălzire, l-au găsit pe Luca în vestiar și am zis că dăm un pic de stare. Și vestiarului și n-a știut nimeni, știam eu, Toni, știam Marius Onofraș, Lucian Lucescu, Ovidiu Postolache, în rest ceilalți nu știau din club. Pentru că am vrut să fie o surpriză pentru toată lumea și cred eu că a fost de bun augur și pentru el, pentru că și el s-a bucurat foarte mult când a fost aplaudat. Da, a fost foarte emoționat, așa l-am simțit cel puțin la finalul meciului și mi-a spus cu multă sinceritate în privire că și-ar dori să rămână la Poliaș. Și speră ca cei de la CFR Cluj să-l lase să continue alături de voi. Cred că va fi cea mai o opțiune clară pentru a continua, pentru că CFR-ul are under pe Sava, l-are under pe Matei Ilie, fiul lui Costel Ilie, și mai are under acolo, dacă nu mă înșel, pe Filip, cred că-l cheamă. Și are deja 3 under. Dar pe adesea știut că nu joacă cu prea mulți under. Nu-i plac under, nu iubește. Nu doar penaltiurile. Și eu sper foarte mult să-l las în continuare pe copil la noi, pentru că e un copil în care, am spus, noi ne-am pus toată încrederea.
Sunt convins că poate să joace mult mai bine decât a făcut-o în meciurile în care a jucat și cu o pregătire bună făcută cu noi în această vară, el probabil va putea reveni, mai are doar ceva probleme la ochi. În rest, este ok și dacă la începutul pregătirilor vom avea, va fi apt, cu siguranță sper să ne putem baza pe el. Da, vreau să mai punctez încă o dată erori grave, erori de neconceput și de neînțeles care s-au întâmplat la meciul cu Dinamo din capitală. Următoarea etapă de asemenea în ceea ce a privit jucătorii lui FC Botoșani, s-a repetat același scenariu extrem de dur și cred că ar trebui stopat acest fenomen în fotbalul din România și crede-mă că eu sunt perfect de acord cu ceea ce a spus ieșeanul nostru Daniel Pancu. Orice astfel de încercare ar trebui sancționată direct cu un cartonaș roșu, indiferent dacă curge sau nu curge sânge, nu contează. Pentru a-i putea învăța pe fotbaliști că sunt la fotbal, nu la lupte în cușcă. Să vorbim de sancționare de moment ce Abdallah primește 6 etape și apoi se duc la 2 etape pe final de sezon. Adică până și Federația Română de Fotbal a reușit să concure la largul concurs care i s-a dat lui Dinamo pentru rămânerea pe prima scenă a fotbalului din România, dar până la urmă fiecare se face dreptate la un anumit moment dat. Da, mie îmi pare rău pentru că măcar Abdallah asta două etape, dar în ceea ce îl privește pe Homao, nici măcar atât nu s-a putut acționa sau sancționa mai exact, pentru că el a primit un simplu cartonaș galben. Și da, atât. Și nu știu dacă mai are rost să vorbim acum, de neînțeles de ce Ovidiu Hațegan a avut 6 minute la dispoziție, a avut sistemul VAR în urechi. Eu zic că e cumva de înțeles, dar nu vreau să fiu eu. Îl invităm pe domnul Hațegan să ne explice dacă vrea. Nu-mi dau seama. Și a cerut scuze după aceea, dar nu ne mai ajută cu nimic. Noi am pierdut un jucător și am pierdut acolo un punct care putea să... Doamne ferește, se putea să existe o consecință mult mai gravă, putea să se ajungă la o tragedie. El fiind doctor, el fiind acolo aproape, făcea semne, a fost primul care și-a dat seama de gravitatea faptului. De neînțeles de ce doar galben, dar nu mai e rost acum să mai discutăm. Bine, la fel s-a întâmplat, de fapt nici măcar la fel, cu George Găman, care nu a sancționat în niciun fel faultul asupra lui Alin Șeroni, care a fost unul cu vărsare de sânge. Capul spart al lui Alexandru Țigănașu, adică până la urmă nu e singurul Hațegan, dar ar trebui să nu se mai creeze astfel de precedente și cred că m-am plictisit de câți ani tot vorbesc despre arbitrajul românesc și am sperat ca odată cu introducerea VAR-ului să încheiem discuțiile. Nu, dar să zic că am declarat public că Gică Hagi a fost doar o victimă colaterală. Asta s-a întâmplat. El a picat în momentul acela unde nu trebuia. Dar cred că ar trebui, și chiar îndrăznesc să o spun public și cred că am mai spus-o, nu cred că e prima oară, ar trebui cumva să se facă un sistem prin care să poată și arbitrii să răspundă măcar unei întrebări adresate din partea jurnaliștilor, pentru că nu mi se pare corect să fie trași doar antrenorii la răspundere sau jucătorii, atunci când de fapt și de drept pionii principali sunt cei care formează brigada de arbitri. Fie că vorbim despre principal, despre tușier, despre arbitru VAR, despre arbitru de rezervă, nu știu, orice. Cineva ar trebui să vorbească. Asta e o problemă, faptul că n-ai voie nici să-i întrebi nimic. Exact. Nimic, nici declarații. Nici după ce ies la pensie n-ai voie să-i întrebi nimic. Așa este, nu. Da, nu mi se pare corect, nu mi se pare normal, dar, mă rog, asta e o polemică în care putem, despre care putem vorbi zile în șir. Da, zile în șir. Mai sunt arbitrii care n-am înțeles niciodată ce caută pe liste FIFA, dar asta este, dacă au fost puși acolo, să fie sănătoși. Uite, ieri trebuie să recunosc că m-a apărut un arbitraj foarte ieri, bun. Da. L-am criticat pe Feșnic în momentul în care a dat cartonașul roșu lui Leo mult prea ușor și cred că și arbitrii ar trebui de multe ori să înțeleagă că un antrenor trăiește cu pulsul mărit, că joacă cariera, joacă salariul, joacă poate... știu eu acolo soarta lui la un club sau soarta clubului și normal să mai fie nervoși, să mai fie și stresați, care ar trebui să fie înțelegători. Adică am văzut și arbitrii care știu să fie înțelegători. Mă uitam, Fluieran a avut câteva meciuri în care l-am văzut chiar cum cât de mult vorbește cu antrenori, încearcă să-i liniștească. Până la urmă, rolul nu se dă afară un antrenor să dă cartonașe roșii. Feșnic e clar că a avut ceva cu Leo, probabil. Serios, iar dar el trebuie să recunosc că a arbitrat impecabil și da, am și felicitat. Da, a fost mult timp o ofensivă împotriva echipelor din Moldova în ceea ce îl privește pe Horațiu Feșnic. Nu dăm numele echipei pe care a favorizat-o ușor, așa să spunem, nu din pix, ci din fluier. Dar s-a întâmplat în dese rânduri și țin minte că îmi spunea inclusiv Mircea Rednică. Prima discuție în contradictoriu pe care am avut-o cu dumnealui a fost în urma unui arbitraj
lui Horațiu Feșnic. Așa că e cunoscut de ani buni. Dar de data asta a jucat Poli cu cine trebuia. A arbitrat cum trebuie, n-am să spunem, a arbitrat foarte bine, chiar nu. Discret a condus jocul de o manieră foarte, foarte elegantă. Da. Șapou, atunci discret, când sunt de lăudat, exact, îi lăudăm. Și nu, nici jocul nu i-a creat probleme, n-au fost faze complicate, dar un arbitru își poate complica singur viața, nu trebuie să... să ai faze litigioase. Nu, dar într-adevăr, atunci când e un antrenor care e puțin mai coleric, iar Leo, îl știm cu toții că nu e nicicum un antrenor calm și liniștit. Uite, mă uitam în contrapartidă la Bogdan Andone, când a luat roșu. Bogdan Andone, de obicei, e o persoană liniștită care stă pur și simplu. Ai momente în care nu mai poți, miza este extrem de mare. Marius Schuller, de asemenea, niciodată n-a ieșit să dea indicații, să fie în prim plan. N-a făcut altceva decât să-i spună lui Bogdan Andone, stai liniștit, și-a luat și el roșu. Adică se întâmplă niște lucruri care nu se pot explica așa în cuvinte, dar până la urmă cineva o să ne explice. A câștigat cu Bogdan Andone în tribună, cred că a câștigat la Petrol, dacă nu A câștigat inclusiv meciul în care Bogdan Andone a fost trimis în tribună. Așa că până la urmă se poate, da, ok, se poate și fără antrenor, dar e mult mai ușor. Da. Atunci când ai antrenorul pe bancă, misiunea jucătorilor este mult mai ușoară. Noi cred că am avut 5 etape fără antrenor principal pe bancă, cred că Leo a stat... O dată 3 și o dată 2. Da. El și Dornel Munteanu, cei mai sancționați antrenori din Superliga. Au reușit să bată recordul lui Flaviu Stoican din primul an la Poliaș. Când se certa pentru auto, ăla dăm și mie auto. Dar nu era auto lui. Exact. Avea dreptate. Ai ajuns în play-off. Până la urmă n-ai ce să-i zici lui Flaviu Stoican. Bun, deci 2-3 zile de pauză și apoi din nou la treabă. Ați stabilit măcar perioada de cantonament? Încă n-am stabilit nimic. Chiar n-am stabilit absolut nimic. Abia la această săptămână vom stabili miercuri, vine și Cornel și vom avea o discuție cu Toni, să stabilim vacanța jucătorilor cantonament. Clar că la ora asta jucătorii plecat în vacanță. Urmează cam în 3 săptămâni să probabil să revină la antrenamente și o să stabilim și cantonamentul unde mergem. Cu siguranță va trebui să plecăm undeva. Vom vedea probabil Austria sau vom vedea exact. N-am Bulgaria, noi am mai fost în Bulgaria, a fost foarte bine în Bulgaria și prețuri mult mai mici decât în Austria și s-ar putea să ne convină mai mult să mergem în Bulgaria. În general însă, ți-am spus, abia din această săptămână vom trage liniile, pentru că chiar ne-am preocupat până ieri numai de ce înseamnă salvarea retrogradare. Nu știam, vom juca baraj, nu vom juca baraj, ferească Dumnezeu să ne retrogradăm direct, deci... Până la urmă e o parte bună și cu Euro 2024, că e perioada mai lungă de pregătire, nu mai e ca anul trecut, totul pe repede înainte, hei, rupismul acela care a fost acum, în vara trecută. Nu știu ce începem așa de vreme, începem cam de vreme, după părerea mea, trebuie dus mai încolo, că cam european se termină pe 10 iulie, cred că... 14 iulie. 14, noi începem mai devreme, pe 12 iulie sau 15 iulie, ceva, deci începem și noi campionatul. Ei, probabil că nu se așteaptă nimeni, dacă Ianis Hagi și-a pus nunta, din ce am înțeles, ziua finale, nu se așteaptă nimeni să joace România finala, sau mă rog, jucăm cu ce avem la dispoziție, să dea bunul Dumnezeu să ajungă România în finală. Chiar ai, mai sunt 3 minute dacă tot te-am prins aici, să chibițăm puțin. Ai un pronostic pentru ce va face România în grupe? Că mai tică e ceasul. E o grupă complicată, nu e o grupă ușoară. Sper să facem măcar 4 puncte. Sper în 4 cu puncte. Cu cine le facem? E clar, cu Belgia nu le putem face, mai rămân celelalte de 2 echipe. Batem Ucraina și facem egal în ultima partidă sau invers? Eu zic că egal cu Ucraina, dacă e să chibițăm așa. Eu mi-aș dori să câștigăm pentru cele 3 meciuri. Cu Belgia însă este foarte greu. Eu mi-aș dori să câștigăm și trofeul. Foarte bună, simt conștienți de nivel. Oricum, e o realizare că suntem acolo. Eduard Ordănescu a reușit să ducă, bravo celor la federație care au avut încredere în proiectul lui Eduard Ordănescu. Practic, nimeni nu are nicio șansă. Sigur, a fost și o conjunctură acolo, că am reușit să am jucat echipele care jucau acasă, de fapt, jucau în deplasare pe teren neutru, nici Israel nu a mai jucat acasă, nici Belarusul nu juca acasă, au jucat pe la Budapesta. Va fi un campionat greu, într-adevăr. Din păcate, văd că avem și destul de probleme de lot, jucători care nu evoluează la echipele de club și nu înțeleg pe ei de ce este de stresat săracul. L-am pierdut și pe Moruțan, care s-a accidentat, era într-o formă foarte bună, s-a accidentat. Drăgușin nu joacă la echipa lui de club, iată, abia ieri a intrat după câteva meciuri, câteva minute. Nu va fi ușor pentru ei de să facă o echipă competitivă. Eu aș pune mai mare preț pe câțiva jucători în campionatul intern, dacă ar fi, pentru că au meciuri în picioare, au jucat, părerea mea că Florinel Coman nu poate lipsi niciodată din primul 11, ca un Darius Solaru, pentru că sunt dornici de afirmare, au foame de rezultate și cred eu că putem construi o echipă
compact, o echipă care să nu o putem domina noi nici pe Ucraina, după părerea mea, nici pe Ucraina, nici pe Belgia nu le putem domina. Cel puțin pe astea două clar nu le putem domina. Ucraina are o echipă foarte bună. Nu cred că am avut noroc că am căzut cu Ucraina în grupă. Mi-aș fi dorit un alt adversar mai slab decât Ucraina. Dar cred eu că putem face. Alea mai slabe stau acasă, Florin. Și asta e drept, suntem la o competiție. Și chiar că sunt 24 de echipe de data. Da, aproape toată lumea. Aproape toate, câte mai sunt? Mai sunt puține care stau acasă. De astea 24 mai găsim una, două mai slabe. Până la urmă, faptul că suntem prezenți acolo e foarte important. N-avem nimic de pierdut. Nu cred că este o presiune foarte mare pe români, sigur, ne-am dorit să ieșim din grupă, clar, pentru să ne trebuie probabil 4 puncte ca să ieșim din grupă, dar nu cred că este o presiune foarte mare nici pe ei, nici pe să obținem rezultate, pentru că trebuie să recunoaștem, să ne vedem lungul nostru, să recunoaștem unde suntem, vedem că la nivel de echipe de club nu mai avem rezultate, abia trecem din tur două preliminare prin Conference League, am spus toți, am strâmbat de nas, am înființat competiția săracilor Conference League, dar nici acolo n-ajungem, nici acolo, vedeți? Da. Nici acolo, cât ar fi de simplu sau de facil, ne se părea nouă la un moment dat, iată că nici acolo. Și vorbeam cu Mircea Lucescu, care când am fost la meciul de lui Pau sau Nicu Cercle Bruj, că pronosticul lui este că în următorii 2-3 ani echipele din sud-estul Europei nu vor prinde nici Conference League. Acum erau câteva echipe, erau două din Grecia, chiar una joacă și finala Olympiacos. Din păcate, Pau a pierdut, le-am purtat ghinion când am fost la meciul de la Salonicu cu Cercle Bruj, sau FC Bruj, cum se cheamă acum. O echipă foarte bună de altfel și o atmosferă senzațională la Salonic, chiar vreau spun, e a doua oară când merg, l-am mai mers la un meci cu Marseille, așa în sfert de finală Conference League în urmă cu 2 ani, o atmosferă fabuloasă acolo în stadion. Mai fabuloasă decât în dealul Copoului aseară? Nu, trebuie să recunosc că și aseară a fost o atmosferă absolut senzațională și de aceea am spus că am început emisiunea prin a le mulțumi fanilor că au venit în număr atât de mare la stadion, că au înțeles apelul nostru să vină lângă echipă și că au susținut echipa din primul până în ultimul minut. Asta e cel mai important. Băieții aveau nevoie de o susținere de așa natură și jos pădălia în fața lor, mă plec în fața lor, le mulțumesc din suflet, le mulțumim din suflet noi toți cei din club, pentru că într-adevăr am împreună suporteri, echipă, conducere, oraș, am reușit să salvăm echipa de Trunadare și să mai dăm șansa orașului acesta să aibă echipă de fotbal și sezonul viitor. Nu sunt multe municipii din România care au echipe de fotbal în Superliga, poate lumea părerea că trebuie salvat la Trunadare. Nu e ușor să fii în primele 12 din România, pentru că, uite, sunt orașe care... Pentru că toate oscilează, exact, da, ne-am stabilit. Sunt multe, Clujul are două echipe, Craiova are una singură, avea două, București, nu mai spun, și nu e așa de ușor să rămâi acolo în elita fotbal românesc. Și de aceea eu consider o victorie pentru noi faptul că am rămas în elită. Acesta a fost și obiectivul nostru, să ne consolidăm ca și club și să rămânem în primul sezon în Superliga. Cum vezi, asta e ultima întrebare pe care ți-o adresez, cum vezi situația nou promovatelor, Unirea Slobozia pentru prima oară în istorie în Superliga, sau mă rog, nu în Superliga, ci în primul eșalon, că în Superliga e de curând, și Gloria Buzău, cum râdea toată lumea, a patra echipă din Moldova care se alătură primului eșalon. Care revine după o lungă perioadă, aproape două decenii petrecute în mediocritate, să nu spun va fi, așa. Nu va fi ușor pentru niciuna din cele două echipe, pentru că știu ce am pățit. Păi de-aia te și întreb. Cât de greu este contactul cu primul eșalon, poate doar oțelul își traverseze mai bine. Uite, noi și Dinamo ne-am bătut până în ultima clipă, Dinamo are baraj, noi abia ne-am salvat. Din nou promovat de sezonul trecut. Mai ales sezonul trecut era un nivel mai ridicat în Liga a doua, spun eu, în acest sezon. Nivelul n-a fost cel mai ridicat. Mie mi se pare, vorbeam cu cineva de la Buzău și îmi spunea că e cel mai slab sezon, cel mai slab nivel de când activează el și are câțiva ani buni de când este la Buzău și spunea că așa slab n-am văzut să fie Liga a doua. Și de aceea spun că nu va fi ușor. Sigur, la Slobozia este un grup fantastic acolo. Adi Mihalcea face rezultate acolo la el acasă tot timpul. O relație foarte bună cu Ilie Lemnaru, președintele clubului, am și felicitat, am și trimis o felicitare, un mesaj de felicitare, pentru că îl știu cât de mult suflet pune, o echipă frumoasă, o echipă ambițioasă, dar care în Superliga, fără investiții serioase, va fi foarte greu, cu atât mai mult cu cât nu știu cât de repede vor putea juca la Slobozia. N-au instanțe de nocturnă, n-au tabelă, n-au sistem cu degivrare, n-au teren de joc cu degivrare, sunt multe investiții, înțeleg că Consiliul Județean vrea să pună acum la bătaie vreo 600.000 de euro ca să poată să investească în stadion. Bine, dar tu știi nu că nu ușor. Se pot face peste noapte. Nu e ușor, oricum, licitații, va dura un pic până când vor juca. De aia spun că e foarte greu. La Buzău au avut bani foarte mulți, Buzău, și sezonul trecut am luptat noi cu ei. Și cu două sezoane în urmă, când ne-am întâlnit cu ei, e undeva la 2 milioane de euro buget asigurat an de an.
Numai că acum nu mai merge cu 2 milioane, dar la câte... I-am văzut și pe primarul din Buzău și pe președintele Consiliului Județean, sunt foarte dornici să facă fotbal. Nu cred că ar fi o problemă să mărească bugetul la 3-4 milioane, plus și vine de TV, din sponsori, poți să faci un buget de Superliga. Oricum, fără 5 milioane de euro, Superliga greu reziști. Nu ai ce să faci. Greu reziști. Deci, cine spune că Boțelul are 3 milioane, nu prostii. Există. Bine, am mai auzit și a luat Farul cu vreo 3 milioane, 4. Nu există așa ceva. Campionatul. Nu există. Numai deplasările, numai că faptul să ai un lot de 25 de jucători, deplasările, taxele la stat, nu ai cum să faci un buget sub 5 milioane de euro ca să poți să-ți permiți. Farul, într-adevăr, au salarii ceva mai mici, dar au prime foarte mari, numai bonusurile ca să le dai, au bonusuri la play-off, bonusuri la titlu, acolo înseamnă milioane de euro, deci n-ai cum să spui că a avut doar 3 milioane de euro. Eu, părerea mea este că sub 5 milioane de euro un club de Superliga e greu să poată rezista. Care e obiectivul pentru sezonul următor? Să încheiem așa. Obiectivul meu sezonul viitor este să ne, că clasăm, se filmează. Să ne clasăm pe un loc mult mai bun, să nu mai avem emoții la retrogradare și să atacăm prima parte a clasamentului. Nu știu dacă locul 6, poate locul 7-8, vom vedea în funcție de câți oameni reușim să mai atragem alături de noi. Vreau să mulțumesc și sponsorilor care au fost alături de noi și să mulțumesc că îmi dai ocazia. Chiar să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în acest sezon. A fost un sezon greu, un sezon intens. Și ne mulțumesc oamenilor care au venit lângă noi și invit să vină și de acum încolo să susțină echipa orașului. Am spus tot timpul, nu este echipa lui Breaur, lui Schweitzer, lui Simionaș. A lui Simionaș este că a făcut istorie la ea, la această echipă, dar este echipa orașului, echipa comunității. Și alături de comunitate, care oricum ne susține foarte mult, așteptăm să vină și oameni de afaceri din Iași lângă noi, pentru că a putea să ne creștem de la an la an pretențiile, să impunem obiective din ce în ce mai mari. Mulțumim tare mult, Florin. Mulțumesc. Și mult succes în noul sezon de Superliga ce va începe în luna iulie. Să dea Dumnezeu să avem mai puține emoții toate echipele din Moldova, pentru că suntem moldoveni și inclusiv noi ținem Buzău, cu noi. Inclusiv Buzăul. Așa, să avem toate mai puține emoții și să ne vedem cu bine și în următorul sezon de Superliga. Iar noi, dragi telespectatori, după pauza de publicitate, vom asculta și ce a declarat antrenorul învingător de aseară, Toni Da Silva, după fluierul final al arbitrului Feșnic, care, așa cum am stabilit cu Florin, a arbitrat de această dată impecabil. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei, vă mulțumesc pentru că ați fost și în această luni după amiază alături de noi. Vă dau întâlnire și lunea viitoare pentru o nouă ediție a emisiunii Contraatac. Până atunci să auzim numai de bine în sportul ieșan și nu numai, și nu aș vrea să închei fără a felicita și echipa CSM 2020 Iași, care a reușit performanța de a duce din nou handbalul feminin în elită, în Liga Florilor. Să felicitări ne bucurăm. Din partea mea, chiar vreau să felicit și eu și pe colegul meu, Mihai Liviu Gavril, și pe colegii de la CSM. Am fost 2 ani de zile membru în Consiliul de Administrație la CSM, pe Justin Jalaboi, și vreau să-i felicit pe toți, au muncit foarte mult și acest weekend, parcă a fost un weekend al sportului ieșan, al reînvierii sportului ieșan, pentru că în săptămâna luminată, iată, am reușit să avem din nou fotbal de Superliga la Iași, încă un sezon măcar, și noi dorim foarte mult, nu doar un sezon, și sezonul viitor să avem fotbal de Superliga plus handbal feminin de Superliga. Și poate urmează și basketul masculin. Practic două, după părerea mea, de cele mai iubite sporturi la nivel național. Fotbalul și handbalul feminin sunt de departe cele mai iubite sporturi. Mult succes și și basketbaliștilor de la Politehnica, ce vor disputa Final Four-ul în zilele următoare, iar noi ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!